20 de zile, dimineață de dimineață, sala de curs, calculatoarele și căștile, videoproiectorul, flipchartul, trainerii și-au așteptat povestitorii. Ce frumos e să vii cu întrebarea, ce-o mai fi și asta? Și să pleci cu răspunsul materializat în povestea ta. Să înveți că poți clădi orice cu încredere, curaj, muncă, sensibilitate, emoție și să împărtășești și altora această parte din tine. Cum să descrii ce simte un trainer care își trimite elevii în pauză sau la masă, iar ei nici nu aud? Mai au deschis un cuvânt, depus o virgulă, de adăugat o imagine. Parcă aici ar merge altă animație. Of, încă nu a ieșit sincronizarea perfectă. Oare titlul ales e cel bun? Cu fiecare grupă, alte jocuri, alte metode de recapitulare, pălăriuțe, cutia magică, surprize și premii. Căde, monotonia nu e bună nici pentru trainer. Mereu altceva. Studioul de înregistrări a fost unul improvizat. Ce loc mai bun puteam găsi dacă nu biroul domnului administrator? De fiecare dată ne-au însoțit traducătorii, voluntari ai Bibliotecii Județene, cărora le mulțumim. A venit și timpul să vă facem cunoștință cu povestitorii. Bibliotecarele locale, cele care au adus entuziasmul de a învăța lucruri noi, nerăbdarea de a povesti despre munca lor și ne-au insuflat și nouă, trainerilor, curaj, încredere și au făcut să se risipească emoția și temerile primului nostru curs. Au fost multe momente hazli, cum ar fi discuția despre drepturile de autor și despre plagiat, când am învățat cu exemple sugestiv ilustrate de caricaturistul Costel Pătrășcan. Voluntarii de la Team Club Răila, proveniți din toate colțurile Europei, au avut în comun aturile tinereții, au fost surse inepuizabile de energie și veselie, au adus cu ei proiecte, gânduri, crezuri și prin ceea ce au realizat, au dat dovadă de profesionalism și o incredibilă maturitate. Alături de ei, Digitales a devenit un curs original, atipic. S-a desfășurat în română, în engleză și, nu de puține ori, în română-engleză. Am înregistrat vocea în engleză, în franceză, am subtitrat în română. Rezultatul a fost cel așteptat. 5 povești minunate. Am numit a treia grupă Clubul Doamnelor. Doamne care și-au dedicat toată viața lor criticii de artă, jurnalismului, artei plastice, poeziei, cântecului sau voluntariatului. A fost o experiență de neuitat și pentru noi, un curs la care ar fi greu de spus care au fost profesorii și care au fost elevii. Dar să înveți pe alții învățând totodată de la ei e o altă poveste. Și să dau doar un exemplu, dintre multe posibile exemple. Uneia dintre doamne, cursul i s-a părut contemporanizator. Nu căutați în Dex, cuvântul nu există, încă. E creația celor care au trăit experiența Digitales. Și ne-am gândit apoi, cum ar fi oare să luăm 6 bibliotecari, care să uite că sunt bibliotecari, și să scrie, așa cum știu ei mai bine, despre trăirile lor, pasiunile lor, experiențele lor, dragostile lor. Oare nu sunt și ei parte a comunității? Cu ei, însoțiți de multă voie bună, am împodobit și bradul de Crăciun cu temeri, așteptări, cu lucruri învățate și cu gânduri bune. Cu un singur clic, lăsați să curgă fiecare poveste și veți trăi din emoția, bucuria și dăruirea celor care le-au creat. Și dacă cumva, pătrunzând în sufletul povestitorilor, veți simți că ceva acolo, în lăuntrul vostru s-a schimbat, asta va fi pentru că ele, poveștile acestor oameni minunați, sunt emoționante, memorabile, adevărate.